Am întâlnit mulți câini în viața mea și am înțeles că cel mai bine, dacă vrei să mângâi un câine, lasă-l să vină la tine, nu te duce tu la el. Da, adevărat. Cel puțin și eu pe principiul ăsta funcționez. Dacă vrea un câine să interacțeze cu mine, trebuie să vină prima dată, să mă miroase, să mă cunoască, să realizeze că nu sunt un pericol pentru el, după care, dacă va fi bucuros și va vrea să fie mângâiat de către mine, se va pune cu buna, se va gudura, se va bucura efectiv de prezența mea și va cere el să fie mângâiat. Din păcate, multă lume consideră că dacă vine un câine, întinde mâna, miroase, l-a mângâiat și vedem pe urmă. Nu, sunt câini care vin, oamenii întind mâna, unii câini percep acest aspect ca pe o amenințare și pe urmă atacă. Și ghiși cine are de suferit? Tot noi. Așa că, dacă vorbim de un câine necunoscut, cel mai bine e să lăsăm să vină, indiferent cât e de frumos sau nu, chiar dacă vrem să-l mânghiem sau nu, să lăsăm să vină, să ne miroase, după care, dacă el decide că vrea să interacționeze cu noi, va interacționa și vom putea mânghia. Dacă nu, nu. Pentru că este posibilitatea ori să se retragă, ori să ne atace. Eu prefer să nu fiu mușcat gratuit. Ne vedem în video următor.